Salutare barosanilor și bună dimineața tuturor rapidiștilor. Când filmăm acest clip, este ora 7:30 de minuțele. Foarte aglomerat aici la Giulești. Se duce lumea la muncă. Ne aflăm la stadionul Rapid, după cum îl vedeți în imagini. După o perioadă de vreo 2-3 luni de la ultimul clip, pot să vă spun că s-a mai făcut câte ceva pe exterior, dar nu foarte, foarte multe. Mai are ceva de făcut. Eu de ce am venit azi aici? Să văd dacă s-a vopsit ceva din stâlpii ăștia. Se pare că nu s-a vopsit nimica. Aici nu văd mai nimic. Posibil pe partea cealaltă să se vopsească. Când jucăm noi pe stadionul ăsta, mai avem de răbdat. Da. Pagina susține Rapidul și a revenit, așa că puteți posta, puteți viziona pagina noastră de Facebook. N-am mai postat, n-am mai mers la meciuri, dar Rapidul se menține foarte bine pe locul 2. Arată foarte, foarte bine. Mai are de muncă. Deja suporterii cred că nu mai au răbdare. Noi suporterii nu mai avem răbdare. Vrem să jucăm cât mai repede acasă. Pentru că aici o să fie o atmosferă mult mai mare față de Arena Națională, părerea mea. Suntem acasă, în Giulești, e altceva. Stadionul cu siguranță o să se umple. Și apropo de acest campionat, să știți că suntem foarte siguri că Rapidul s-ar putea să se califice măcar în Cupa UEFA, în grupe, dacă nu să și luăm campionatul la cum joacă. Am ajuns și pe la sala Rapid. Da, stâlpii pe partea asta nu au fost vopsiți. Nu știu dacă pe partea aia, dar poate o să facă ceva în privința asta cu stâlpii. Hai, toate cele bune de la stadionul Rapid. Ceau, ceau. Nu uitați să vă abonați. Susținem Rapidul.